Constantin Brâncuș. Unelte de meșteșugar atârnate pe peretele văruit. O secure cu forme frumoase. O menghină. O nicovală de fierar. Fierăstraie de piatră și de lemn. Un cuptor ciudat. De fierar sau de alchimist. Brâncuș, din satul Hobița, România. Sculptor. În 1957, când a murit, avea 81 de ani, aici, în atelierul său, în mijlocul operelor pe care n-a vrut niciodată să le înstrăineze. Ele trebuie văzute aici, la mine, în lumina mea, spunea el. Unde în altă parte decât aici le poți vedea mai bine? În plin Paris, își reconstituise interiorul țărănesc din regiunea sa natală, Oltenia. Masa rotundă de piatră, ca o piatră de moară. Scăunelele de lemn, vatra, pirostriile și ceaunul. Își invita adesea prietenii în jurul unei mămălici. Iată Oltenia, în vestul României, la poalele Carpaților. De la 11 ani, pleacă din Hobița la Târgu Jiu. Rând pe rând, devine ucenic la o boiangerie, vânzător într-o băcănie, băiat de prăvălie într-un han. Pe vremea aceea, pe la 1885, țăranii trăiau în case din acestea de lemn cu pridvor exterior cu stâlpi. Pereții erau formați din stejari întregi, ciopliți cu barda, orânduiți unii peste alții și îngemănați cu precizie, fără niciun cui de fier. Ciudate forme geometrice, îmbinate unele în altele, deasupra cărora se află uneori o boltă arcuit tăiată, care susține acoperișul și care seamănă cu unele socluri cioplite de Brâncuș pentru sculpturile sale. În fața casei o poartă mare de lemn, brodat parcă. Decorul atât de stilizat tinde spre abstractizare. Suntem în 1894. Are 18 ani.
Două rame pe care le-a executat în epoca lui de ucenicie la școala de arte și meserii din Craiova. Un bust după moda antică al împăratului Vitellius. Câțiva ani mai târziu, Orgoliu, un cap de fată tânără. Trăsături fremătătoare care sugerează viața interioară. Brâncuș a terminat Școala Națională de Arte Frumoase din București. Caută adevărul sub frumusețea convențională a academismului. Se pare chiar că o iubire nefericită i-a slujit drept model. Pasul formei clasice și încearcă să caute o altă expresie, o altă exprimare. Nu este decât preludiul artei sale. Caută să afle ceea ce există de partea cealaltă a aparențelor. Suntem în anul 1904. Brâncuș pleacă la Paris. În momentul acela, el era deja stăpân pe meseria sa. Cunoaște anatomia, arta decorativă și arta populară, modelajul și cioplitul direct. Sub influența lui Rodin, acest fragment de tors rând pe rând, opac și translucid. Materialul se organizează, capătă formă. Somnul. În același timp, noapte și zi, materie și conștiință. Refuză să lucreze cu Rodin, spunând, nimic nu crește la umbra marilor copaci. Rugăciunea. Trăsăturile chipului abia schițate, orbitele umbrite ale ochilor, gestul este sugerat, lumina accentuează asprimea modelării. Și totuși, statuia trăiește în spațiu ca un arbore aplecat. Doi ani mai târziu, încă un monument funerar închinat unei tinere femei care s-a sinucis pentru a-și întâlni iubitul dincolo de moarte. Suntem în 1910. Este momentul apariției sculpturii moderne. Rigoarea geometrică a unui paralelepiped. Cele două chipuri într-un semicerc. Cézanne și cubiștii, care își propuneau să prelucreze natura, să o reprezinte prin cilindri, sfere și conuri, îl pun pe gânduri pe Brâncuș. În acest context, el regăsește principiile fundamentale ale artei populare. Alternanță, ritm, repetiție, simetrie, stilizare. De data aceasta, ele capătă însă o nouă funcție. Integrarea sculpturii în arhitectura monumentală. Sărutul întruchipează o idee.
1907, Brâncuș urmărește aceeași idee, dezvoltând-o de-a lungul unui întreg ciclu de lucrări care se întind pe mai mulți ani. Primele versiuni ale sărutului datează din 1908, iar ultimele din 1937. Era o temă tradițională. Dragul meu, îi spunea Rousseau vameșul lui Brâncuș, tu ai transformat anticul în modern. Aici, stilizarea are acea vibrație vie a formelor inspirate din realitate, acel lirism fără de care geometria se dezumanizează. Sunt aceleași semicercuri în relief, un profil de ochi, puși față în față. Stâlpii porții sărutului reproduc, simplificat, același motiv, amintirea ochilor, a privirilor prin care se exprimă dragostea de oameni și de lume, spunea el. Spațiu îl iradiază, îl stăpânește. Să răstorni brazda pământului care îl înconjoară. Apele, vântul au plăsmuit forme ciudate de piatră la Măldărăști la începutul vremilor. Acesta este un Brâncuș, cap de copil. Ciclul se va termina în 1912. Aceasta este simplitatea formei pure. Capul se înscrie într-un oval, modelarea este inexistentă. Lumina se joacă pe denivelările șlefuirii. Bronzul capătă armonie, ritm. Noul născut marchează începutul existenței. Conturul închis, linia închisă a oului este spartă de o tăietură laterală. O altă versiune. Și poate că Brâncuș ar fi acceptat urmele de degete care maculează luciul. El care spunea, nu trebuie să-mi respecti sculpturile, trebuie să le iubești, să vrei să te joci cu ele.
Vreau să cioplesc forme care să dea bucurie oamenilor. Prometeu. Suprafața devine ritm lent, conturul închis tinde spre oul originar, dar nu ajunge până la el. Ar fi un vis întruchipat în materie. În sfârșit, ovoidul care închide spațiul în contururile sale. O sculptură pentru orbi, care poate să-ți placă fără să o vezi, numai pipăindu-i forma șlefuită. Sau mistere. Ceea ce vă dau eu este bucurie pură. Priviți sculpturile mele până ce le veți vedea. Această frumusețe. Este domnișoara Pogani, o rudă a frumoasei sumeriene Shubad și a faimoasei Nefertiti. Domnișoara Pogani este bunica sculpturii abstracte. Este făcută din bolți și curbe, din îmbinări și de fii și cochilii pure, a spus Jean Arp. 30 de ani separă aceste două versiuni. Ajuns la sfârșitul ciclului, Brâncuș explica el însuși evoluția operei sale. Astăzi, curbele și-au avânt de la bază ca o plantă care crește.
Capul capătă o formă ovală, părul răsfirându-se. Domnișoara Pogani, ruda madonelor bizantine. Sculpturilor din Niger sau din coasta de Fildeș, care au schimbat în 1905 cursul istoriei artei occidentale. Vedeți? Aceasta a fost prima idee. Cu excepția ochilor și a curburii sprâncenelor, chipul își pierduse deja trăsăturile specifice. Părul era strâns într-un conci pe ceafă. Atingea astfel seninătatea acestei forme absolute la începutul lumii. Și din ou se naște pasărea. Simplitatea nu este în artă un scop în sine, dar ajungem la ea pe măsură ce ne apropiem de sensul real al lucrurilor. Nu forma exterioară este cea adevărată, ci esența lucrurilor. Nimeni nu poate, spunea Brâncuș, să exprime ceva adevărat imitând suprafața exterioară a lucrurilor. Când vedeți un pește, nu vă gândiți la solzi, ci la viteza mișcărilor sale, la corpul său strălucitor văzut în apă. Ei bine, aceasta am vrut să exprim. Am vrut să prind scânteia spiritului său. Acesta, care datează din 1930, este peștele peștilor. Brâncuș îl concepuse pentru a fi plasat sub cerul liber la malul apei, învârtindu-se pe soclul său ca un ax în mijlocul naturii, integrat elementelor naturale, contopit cu natura. Foca. Leda. Pentru Brâncuș, Leda a devenit pasăre. Vroia să sculpteze cu lumina.
tradiția populară românească, pasărea este o temă de predilecție. O regăsim stilizată pe acoperișurile caselor. Fusele de tors, și simbol al sufletului deasupra stâlpilor funerari. Măiastra este pasăre măiastră a folclorului românesc, pasăre zână, pasăre minunată cu glas vrăjit, pasăre fără somn, schimbându-și adesea aspectul pentru a-i ocroti pe oameni și a-i apăra pe îndrăgostiți. Este așezată pe un soclu susținut de doi îndrăgostiți ca două cariatide. Foarte curând apoi, Brâncuș este preocupat de zbor. Ovalul corpului se alungește, tinde spre înalt. Și curând, pasărea este gata să-și ia zborul. Iată pasărea în văzduh. De la mitul și credința populară, prin mutații savante a procedeelor stilistice, Brâncuș evoluează spre forme care anticipează tehnologii contemporane. Pasărea în văzduh din 1919 are un aspect aerodinamic. Din ce în ce mai mult, forma sa va aminti de cea a rachetelor. Același cocoș reprezentat pe un covor din Oltenia. Linia stilizată în dinți de fierăstrău face ca acest cocoș să fie în același timp și creastă și strigăt. Cocoșul lui Brâncuș. Probabil că după ce a înțeles importanța unor creații moderne și arhaice, Brâncuș a redescoperit posibilitățile creatoare a propriei sale tradiții țărănești. Și nu a copiat-o, ci a regăsit izvorul. Thank you.
viitor. 1913, prima statuie în lemn. S-ar zice că sculpturile în lemn ale lui Brâncuș aparțin unui ritual magic. Prezența lor pare legată de o realitate imaterială. Sculptura africană. Confluența sa cu arta africană și arhaică. În lumea copilăriei sale, formele nu lipseau. Un șurub de teasc. O piesă a războiului de țesut. Și fusul acesta pe care se adună luna. Regele regilor are oare aceiași ochi? Tors de bărbat în Arțar, 1922. Când moare un tânăr în Oltenia, prietenii doboară un brad în munte pentru a-l planta la mormântul său. Arborele simbolizează legătura permanentă a omului cu pământul. La loc mreștinos,
legat. Bucuri pe spălate, bucuri pe spălat. Brâncuș reia ideea unui stâlp, a unei coloane care se confundă cu mitul arborelui cosmic, susținător al cerului și ax al lumii. Face mai multe variante în stejar, până ce construiește coloana infinitului de la Târgu Jiu, înaltă de 30 de metri, în fontă arămită. Matematician a calculat că în coloana infinitului sunt cuprinse toate simetriile cunoscute, bilaterală, de rotație și de translație. Forma sa este proiectată în spațiu. Ar fi trebuit să devină, după el, un adevărat zgârie nori, fiecare modul reprezentând un etaj. Brâncuș este cel care a inventat această concepție a arhitecturii ca o sculptură locuită. Își trag forța din pământ. Iată coloana mea. Formele sale sunt aceleași de la pământ până în vârf și nu are nevoie nici de soclu, nici de bază de susținere. Vântul nu o va dezrădăcina, căci ea stă neclintită prin propria ei forță. Forma e inspirată din stâlpii caselor țărănești. Motivul poliedrelor deasupra acestor stâlpi de lemn. Se regăsește și pe covoarele oltenești. O scară săpată într-o singură bucată de lemn.
al morților ridicat în cinstea soldaților dispăruți. Tăind, cioplind piatra, descoperi spiritul materiei, măsura propriei ei ființe. Mâna gândește urmând gândul materiei. Găsise arta străveche a dulgherilor și a cioplitorilor de piatră. Îi plăcea să asocieze durității pietrii căldura lemnului. Piatra de moară servește drept soclu peștelui. Sau poate că Brâncuș a cunoscut întrebuințarea unei pietre de moară ca altar. Văzută de sus, coloana, arbore celest, imens cadran solar, ritmând orele vieții.
Ioana, Poarta Sărutului și Masa Tăcerii formează la Târgu Jiu un ansamblu arhitectural ridicat în cinste eroilor acestui popor. Aceasta rotundă se adună eroi neamului să se odihnească o clipă. Care declanșează revoluțiile spiritului, nasc din visurile și viziunile unui cioban din munți. Pentru el, pământul nu este doar un ogor, ci o mamă vie.